Regele Cărților și astăzi m-am decis să vă arăt ce cărți am mai cumpărat în ultimele 8-9 luni, că știu că nu am mai postat pe blog în secțiunea nouă în bibliotecă, cam de prin iulie sau iunie, nu mai știu, cred că iulie era. Ok, deci am foarte multe cărți strânse, mă rog, nu exagerat de multe. Sper să lăsați și voi părerea voastră dacă v-a plăcut ceva sau dacă aș citi ceva din ce mi-am cumpărat și eu. Ok, să începem. Am primit de la Rory B. McKay, Eladia. Este o carte science fiction. Mi-a plăcut destul de mult. Chiar o recomand. Are cam aproape 400 de pagini. Este despre o fată, Eladia, care trebuie să apere regatul în care se află ea, Tandra. Dacă nu mă înșel, nu mai țin de exact, am citit cartea mai de mult. În orice caz, este o carte foarte frumoasă, are și acțiune, are parte și de romans, dar nu foarte mult. Te ține în suspans, o recomand. Apoi, o carte pe care am primit-o pentru recenzie, Mist de Susan Crenard, cred că se pronunță. Această carte nu prea mi-a plăcut, din păcate. Poate altora le va plăcea mai mult, nu știu ce să zic. În principal, cartea este despre o fată pe nume Mist, care trăiește o viață normală în San Francisco și deodată acțiunea se schimbă total. Apare elementele fantasy, fata pe nume Misty este atacată de un gigant de gheață într-un parc public și de aici totul începe să se schimbe. Deci San Francisco, care este un oraș pur și simplu normal, se transformă, nu mai este normal, totul ia altă amploare. Nu știu, mie nu prea mi-a plăcut, nu știu ce să zic așa mult despre ea, pentru că nu prea mi-a plăcut. Poate Nina am citit într-o perioadă în care să zici că se merita. Da. Dacă vă interesează cumva, puteți să o încercați, însă pe mine nu m-a impresionat. Apoi, de curând mi-am luat două cărți. Două nu mai văd. Mi-am luat la o comandă dată pe Elefant, Arthur, prima carte a trilogiei Arthur, denumită Piatra Magică. Este scrisă de Kevin Crossley Holland și căutam această carte de foarte multă vreme, dar nu o găseam la un preț bun, era foarte scumpă și în Lewiston nu mai știu cât am dat, am impresia că am dat 4 lei sau mai puțin, sau 6 aproximativ. Nu vreau să mint, o să-mi uit exact sau cât am dat pe ea. Și încă nu am citit-o, da, cum s-a întâmplat și cu alte multe cărți. Apoi am primit cartea Three Men in a Boat de Jerome K. Jerome. Acțiunea se petrece în era victoriană. Cartea este, cred, principal ține de comedie. O să trească să o citesc și pe aceasta. Dacă știți ceva despre ea, aștept păreri. Apoi, aici, nici nu mai știu ce v-am arătat sau nu până acum, am trei cărți scrise de autoarea Mona Hanna, cu care m-am prietenit eu în ultimul an sau în ultimii 2 ani, nu mai știu exact. Am primit spre recenzie cartea Myriad, care nu m-a impresionat așa de mult, însă a fost drăguță, adică nu am adăugat-o în favoritele mele, însă a fost drăguță, mi-a plăcut așa. Face parte din seria Prentor, este cartea întâi, are și autograf chiar. Și aceasta am primit-o pe 19 iulie a ajuns.
în 2013, deci cred că de atunci nu am mai postat pe blog sau poate v-am zis despre ea într-o postare și nu mai țin minte, îmi cer scuze dacă mai zici ceva despre ea. Apoi, tot de la aceeași autoare, am cartea Witch Emerging, care este mai grosuță chiar, prima carte pe care v-am arătat-o are 81 de pagini, 91, iar aceasta are 145. De obicei, cărțile autoarei au în jur de 100 de pagini, însă aceasta este mai grosuță. Este a doua carte din seria High Witch. High Witch, așa se numește de fapt și seria, chiar High Witch. Și mi-a plăcut aceea, chiar cred că mi-a plăcut mai mult decât a doua carte sau invers, nu mai știu exact care mi-a plăcut mai mult. Și dacă doriți să aflați mai multe despre aceasta și despre cea de-a doua carte, voi posta în infobox de sub link-urile către cele două recenzii, dar și către celelalte recenzii ale cărților prezentate. Îmi plac foarte mult copertele acestor cărți, foarte, foarte mult. Și aceasta are și o continuare, volumul 3, care o să apară, cred, în toamnă lui 2014. Sunt curioasă, această carte, deși aceasta mi-a plăcut și prima din serie. Și am mai primit Lucy's Wish. Această carte face parte din seria Bluebell, da. Și a fost foarte drăguț, aceasta am citit-o mai recent. Este vorba despre o fată pe nume Lucy, care este vrăjitoare și ea se ocupă de un magazin cu diverse produse ce țin de magie. Și acest magazin a aparținut părinților ei, iar acum ea este cea care are grijă de el. Însă sunt tristă pentru că este singură. Dar totul se va schimba când un bărbat pe nume Warren o să apară cerându-i anumite produse pe care ea nu are voie să le vândă. Și de aici toată acțiunea ia amploare. Vă pot spune că această carte are un final fericit. Sunt curioasă ce se va întâmpla în următorul volum, dacă va fi vorba tot despre Lucy. Și desigur că toate trei au coperte foarte, foarte, foarte drăguțe. Îmi plac foarte mult și se aseamnă toate în ele. Dacă eu să vi le arăt fata, poate, pe toate care le am, mai am încă un volum. Cred că ar fi trebuit să-l includ și pe acela ca să le vedeți toate, dar nu mai am. Următoarea carte pe care am primit-o de la Libris pentru recenzie este Lola și băiatul de treabă din vecin, de Stephanie Keys. A fost o carte drăguță, mă așteptam la mult mai multe de la ea, însă cred că vă va plăcea. Este vorba despre o fată pe nume Lola, care are un prieten pe nume Max. Eu îl consider pe Max ca nefiind iubitul ideal pentru nicio fată, da. Iar apoi își face prezența un fost vecin de al Lolei, pe nume Cricket, pe care îl vom vedea foarte multă vreme în carte, din momentul în care își face apariția. Nu știu, eu aveam mult mai multe așteptări de la această carte, pentru că mi-a plăcut prima din serie, Ana și Sărutul Franțuzesc, de aceeași autoare mi-a plăcut foarte mult. Însă aceasta nu m-a impresionat așa de mult, pentru că are momente când acțiunea este lineară sau chiar plictisitoare, așa mi s-a părut mie, iar apoi este un moment interesant, iar apoi iarăși te plictisești. Nu știu, eu așa am considerat această carte. Poate că un film ar avea mai mare succes, pe mine nu m-a impresionat cartea. A fost frumoasă, adică o recomand dacă doriți să o citiți. Puteți să o citiți pentru că nu este o carte urâtă sau ceva de genul, dar nu cred că merită 5 steluțe sau să fie adăugată în topul meu. Apoi, o să mă mișc mai repede. Am două cărți în engleză și o să iau la rând.
The Boy on Cinnamon Street de Phoebe Stone. Aceasta este cartea de la editura Scholastic. Nu mai avem nicio carte de editura Scholastic. Această carte o am de la un schimb de cărți. Nu mai știu exact cu cine, îmi cer scuze. Oricum a fost cu o fată. Asta a fost elixivăr. Și cred că am de vara trecută sau din toamnă, nu mai știu exact când am primit-o. Am văzut câteva recenzii drăguțe despre ea și am zis că se merită să o am în bibliotecă. Mi-a plăcut foarte mult și descrierea cărții și coperta. Și desigur că încă n-am apucat să o citesc, însă aș vrea să o citesc, poate că vara asta, dacă nu reușesc până atunci. Și apoi o altă carte în engleză, Nancy Drew Diaries. Nu mai știu exact ce volum este acesta. 4 de Caroline Keane. Dacă nu știți, Caroline Keane a scris seria Nancy Drew, care o are în prim plan pe Nancy Drew, desigur, o fată tânără care îi place să facă pe detectivul, mereu rezolvă mistere și, nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult, am mai citit cărți din seria și de fiecare dată, nu știu, m-au relaxat aceste cărți și mi-a plăcut să le citesc. De obicei nu sunt foarte mari, au 160 de pagini maxim cele vechi, clasice. Acestea sunt dintr-o serie nouă, din câte am înțeles. Încă apar cărți, cred că a ajuns pe la volumul 7 și momentan pe aceasta o am. Din păcate, este puțin încrețită pentru că a vărsat mama ceva pe ea, dar nu se vede așa tare. Nu mai știu exact, am citit-o în iarnă, acțiunea se petrecea în Avondale. Nancy, Bess și George, care sunt prietenele cele mai bune ale lui Nancy, merg aici să se relaxeze, însă, desigur, dau peste un mister, ca de fiecare dată. Și acest mister chiar este legat de cărți, de o autoare care scrie cărți de mistere, cred. Nu mai știu exact. Mie mi-a plăcut foarte mult, e foarte drăguță carte. Ești vrăjitoare de Caroline McCullough, cred că așa se citește. Am câștigat această carte pe blogul Simonei, de pe Simela, nu mai știu exact linkul blogului ei, însă îi mulțumesc. Nu am apucat să o citesc, dar din câte ați observat, coperta este diferită față de cea din străinătate și chiar mi-a plăcut aceasta care a apărut la noi, însă nu îmi place cum arată volumul 2 de nicio culoare. Trebuie să-mi placă volumul 1 când mă voi apuca de el. Apoi, încă o carte în engleză, The Chanelis Book of Tales de Rachel Cohn and David Levitan. Această carte, posibil să fie auzit de ea, mulți dintre voi. Mie mi s-a părut drăguță, nu m-a impresionat, cu toate că am vrut să-mi placă foarte mult, pentru că auzisem, citisem recenzii multe și auzisem păreri bune despre ea. Nu mi s-a părut extrem de impresionantă. Pentru că am rămas fără baterie, continui această filmare după câteva ore. Continui cu o serie pe care mi-am luat-o astă vară de la o librărie foarte drăguță. Librărie de suflet pe care am descoperit-o în Eforie North Park. Și aceasta este seria Croncile ținuturilor din Apus. Ok, tot odată cu prima carte din seria Arthur, luasem de pe Elefant, prima carte din seria Pendragon, se numește Negustorul Morții. Are o copertă lucioasă și este de la editura Nemira Junior. Am tot văzut această carte în librării și pe net, în librăriile online și am zis să profit pentru că tot era la reducere să mi-o iau. Această carte este despre o fată de 13 ani pe nume Liv care pățește ceva, nu știm ce,
iar viața ei se schimbă. Din câte știu, este o carte despre vârcolaci, cu vârcolaci și sunt curioasă. Am înțeles că este destul de interesant, având în vedere că protagonista este la o vârstă destul de fragedă, dar nu știu cât de impresionantă este cartea, cred că cum. Vreau să vă arăt cam aproape tot ce am strâns, pentru că nu știu exact când voi mai avea timp să postez și nu aș vrea să îmi mai strângă chiar atât de multe cărți data viitoare când voi posta. Acum am primit pentru recenzie de la Libris Pulbere de stele de Neil Gaiman. Luna aceasta citesc cartea Scarda. Dacă nu știați, Pulbere de stele este chiar cartea care stă la baza filmului Stardust, pe care majoritatea dintre voi îl știți. Mie mi-a plăcut foarte mult filmul și am citit din carte cam jumătate și îmi place. Pe ilustrații, pe pagini din când în când. Cu ziarul Evenimentul Zilei, sper că nu mint, mi-am luat Peter Pan. Este o repovestire după romanul lui J.M. Barrie. Această carte este scrisă de DJ McHale. Chiar nu știam de cine este scrisă, nu știu dacă voi reține, dar DJ sună foarte amuzant. DJ, autorul DJ McHale, DJ. Foarte tare.